Salut, eu sunt Sorin de la Killer Bananas, iar azi fac un clip despre care v-am spus încă de prin decembrie, așa, dar da, azi vorbim în sfârșit despre acest subiect. Inițial vreau să vorbesc așa la modul general despre desenele decenului, dar am zis ce-ar fi dacă aș face un top din asta și anume un top al desenelor decenului. Așa că asta facem azi, vorbim despre desenele ultimilor 10 ani. Ok, dar înainte de a începe clipul de azi, nu uitați să vă folosiți de puterea deceniului pentru a distruge butonul de like, cel de subscribe, dar și clopoțelul, pentru că veți avea ce să vedeți pe aici. Bun, hai să începem! Top 10 desene ale deceniului. Voi știți că mi-e cam greu să fac acest clip, nu? Unul dintre motivele pentru care nu a apărut mai devreme este, da, acesta. M-am gândit că de data aceasta să fac un top bazat pe mai multe lucruri și nu doar să mă inspir de undeva. De aceea clipul de azi este mai special pentru că a vorbit despre ultimii 10 ani din animație. Bine, aș putea spune un deceniu, dar nu e chiar un deceniu trecut pentru că la anul va fi un deceniu nou. Este un lucru pe care nu l-am mai făcut. Tura asta pentru a face acest clip m-am ghidat după mai multe criterii. În primul rând am luat doar serialele despre care am vorbit aici pe YouTube în ultimii, cred că 8 ani se fac de acum de când sunt pe această platformă. În al doilea rând, da, știu, unele seriale nu apar în acest top pentru că nu le-am văzut, dar urmează să le văd. În al treilea rând m-am ghidat în special după plot și dacă vreți chiar după preferințele mele. Deci da, acest top este unul destul de subiectiv, dar am încercat pe cât posibil să-l fac și obiectiv în același timp. Nu știu cât de bine mi-a ieșit, dar sper să vă placă. Oricum. Locul 10. Regular Show. Regular Show intră pe locul 10, în special datorită faptului că nu l-am văzut pe tot, de la început până la sfârșit, dar da, am văzut câteva episoade cât să-mi fac o părere despre el și cred că merită să apară în acest top. Regular Show are un parcurs destul de asemănător și cu alte desene care veți vedea că au apărut în acest top și anume că începe mai slow, dar pe măsură ce trec sezoanele devine din ce în ce mai bun. Background story-ul personajelor dezvoltându-se din ce în ce mai mult până în momentul în care ajunge la acea concluzie grandioasă a serialului din sezonul 8 și anume din 2017. Regular Show este un serial al cărui pilot a apărut totuși în anul 2009, dar l-am inclus în acest top pentru că în anii 2010 a început să fie apreciat de cei mai mulți și practic în 2010 a fost lansarea sa oficială. De la episoade cu probleme obișnuite din viața de zi cu zi, până la episoade care implică spațiul, acest serial a ajuns să fie unul din ce în ce mai apreciat. Regular Show este un serial care a crescut într-un fel cu cel care privește. Personajele se dezvoltă și se maturizează pe măsură ce trece timpul și asta veți observa și voi dacă veți urmări acest serial. Acesta este și motivul pentru care îl face special într-un fel și anume maturizarea aceasta a personajelor și în același timp și apariția problemelor din ce în ce mai mari pe măsură ce personajele cresc. Locul 9, The Amazing World of Gumball. The Amazing World of Gumball a apărut în anul 2010, el terminându-se practic în anul 2019. Nu e chiar clar că s-a terminat, dar oricum. Gumball este acel serial care, deși nu are o mare poveste de background, prezintă foarte bine unele situații de viață, ba chiar aș putea spune că la fel ca un serial care va apărea mai încolo în acest top, mai aruc așa din când în când și situații care au caracterizat societatea din ultimii 10 ani. Nu pot spune despre personajele din The Amazing World of Gumball ca o evoluție așa spre maturizare de-a lungul sezoanelor, spre deosebire de Regular Show, dar cu toate acestea serialul este unul likeable care și-a creat o bază mare de fani. The Amazing World of Gumball are ceva special pentru că este făcut într-un mod distractiv de către creatori. Ei luându-și practic libertatea de a face orice în serial. Vrei să apară un T-Rex în desen? Got you fam, îl vrei pe Satan? Say no more. Cred că asta este și frumusețea acestui serial și anume că este unul imprevizibil, dar atingând de multe ori teme importante din acest motiv, el intră în acest top. Locul 8, The Legend of Korra. The Legend of Korra a apărut în 2012 și a ținut până în anul 2014, acțiunea sa fiind undeva la 70 de ani de la întâmplările din Avatar The Last Airbender. În Avatar Korra se păstrează așa principalele lucruri pe care le vedem și în Avatar The Last Airbender. Dar viața personajelor în acest serial se schimbă semnificativ pentru că tehnologiile avansează destul de mult. Să vă zic sincer, chiar nu putea lipsi The Legend of Korra din acest top pentru că a fost un serial, na, dacă nu vreți chiar unul pe placul unora dintre voi, a fost un serial totuși un highlight al acestor ultimii 10 ani și nu pot spune că nu ar intra într-un astfel de top pentru că povestea în sine este una
hai să zicem asemănătoare cu Evertarang, dar aș include-o și în acest top al desenilor anilor 2010. Bine, poate nu într-un top 10 neapărat, dar na, eu văzând acest serial, bine, acum mă uit la el, cred că intră într-un top, dacă nu așa spre top 10, cumva spre topul ăsta, primele 10 animații ale anilor 2010, atunci ar intra oricum într-un top. Locul 7, Young Justice. Deocamdată, dacă e să fac o comparație între Young Justice și Avatar Korra și ar fi în același timp să vă recomand un desen pe care să-l vedeți, atunci Young Justice aș spune că este peste Avatar Korra. În Young Justice vedem povestea unor tineri supereroi din DC care merg în misiuni pentru a intra în Justice League. Ei sunt ghidați de cei din Justice League, dar în mare parte acționează singuri pentru a demonstra faptul că pot face parte din echipa mare de supereroi DC. Pe lângă plotul interesant al acestui serial, trebuie să mai adaug și faptul că el este realizat într-un mod foarte wow din punct de vedere grafic și cred că este acel gen de desen pe placul copiilor, dar și al adulților. Încă din primul sezon, serialul este unul apreciat, iar povestea este chiar una la care nu vă veți aștepta. Serialul te ține în priză de la primul episod și până la ultimul. Nu vă veți plictisi dacă îl veți urmări. Iar în ceea ce privește plotul, scenele de acolo sunt de multe ori pur și simplu wow. Nu te aștepți la ceea ce urmează, iar personajele lasă așa un impact asupra ta. După cum v-am spus, aș încadra mai multe Young Justice la un serial și pentru adulți și pentru copii, basically pentru toată lumea, pentru că este un serial chiar complex, deci nu... Bine, da, îi pot spune desene animate, dar e destul de bine făcut și cred că merită urmărit de toată lumea, cel puțin primul sezon, pentru că în primul sezon se termină o poveste importantă, așa că dacă veți urmări doar un sezon, nu va trebui să vă gândiți și la următorul, știi, nu vă las așa un cliffhanger sau ceva, deci cred că acest serial intră în categoria de desene ale decenii. Locul 6. Infinity Train. Infinity Train, încă de la acel pilot care a apărut în anul 2016, a fost un serial așteptat și a fost destul de mult timp așteptat pentru că a debutat abia în vara anului trecut. Deci e foarte posibil ca Infinity Train să înceapă să strălucească mai mult în anii 2020 decât a făcut-o în anii 2010. L-am trecut în acest top și l-am urcat pe locul 6 pentru că mi se pare că e unul dintre singurele seriale animate din ultimii 10 ani care a reușit să creeze un hype destul de mare încă din pilot și până în momentul în care a fost lansat. Imediat ce a fost lansat Infinity Train, s-a menținut la înălțimea așteptărilor și pot spune că a devenit așa un serial în topul favoritelor mele personale în ceea ce privește această lume a animației. Ideea, deși ați putea spune că a fost cumva inspirată din Adventure Time, lasă loc de o mulțime de interpretări și mai mult decât atât, faptul că serialul este un short series inspirat, dacă vreți, după Over the Garden Wall, prezintă o poveste scurtă, dar în același timp likeable. Și da, după cum v-am spus și atunci când am mai vorbit despre Infinity Train, primul sezon, nu sunt multe seriale care sunt scurte și în același timp te fac să întregești foarte mult personajele care apar acolo. E, și chestia asta Infinity Train nu reușește să o facă și reușește să o facă chiar și în al doilea sezon, care deja mi se pare că se ridică la nivelul primului și aș putea spune că e chiar puțin mai bun decât primul deocamdată din ceea ce am văzut. Da, vom vorbi și despre cel de-al doilea sezon, dar din ce am văzut până acum, al doilea sezon din Infinity Train este la fel de bun ca primul. All in all, Infinity Train intră, după părerea mea, în acest top al desenelor care au apărut în anii 2010. Locul 5, Steven Universe. Să vă zic sincer, dacă nu era Steven Universe, cred că acest canal nu ar fi crescut la fel de repede, deci acest serial pot spune că este mai special așa și pentru mine. Iar un lucru care mă bucură atunci când vine vorba despre el, e faptul că acesta devine din ce în ce mai bun pe măsură ce avansează povestea. Da, exact, ca în cazul lui Regular Show, Steven crește pe măsură ce trec sezoanele, acest personaj ajungând să te impresioneze din ce în ce mai mult. Îmi place mult cum a fost scris Steven Universe și dincolo de povestea serialului, chiar dacă să spunem că animația nu este câteodată chiar cea mai reușită, povestea în sine prea o mulțime de elemente din anime, iar acest lucru mă bucură destul de mult. Inițial, Steven Universe a început ca un serial fără direcție, lucru care a durat pe o perioadă de 25 de episoade, dar pe măsură ce avansează povestea, lucrurile devin din ce în ce mai complexe, ajungând până ziua de azi când Steven devine un personaj matur care se confruntă cu problemele oamenilor mari. Serialul Steven Universe chiar reușește într-un fel să zic că da, într-adevăr, nu este un serial perfect,
și nici nu se vrea a fi cel mai perfect serial, dar într-un fel modul cum se îmbină toate, povestea cu animația și chiar și muzica, îl face să fie un serial care cred că animat, care cred că este caracteristic anilor 2010 și cred că reprezintă anii 2010 perfect. Bine, pe lângă serialele care vor mai apărea în acest top, dar el intră așa în serialele anilor 2010. Locul 4, Gravity Falls. Gravity Falls a fost un serial care, pe lângă faptul că a câștigat o mulțime de premii, a reușit să iasă în evidență prin ciudățenia lui și da, de aici numele în română și anume Ciudățeni, dar și pentru faptul că este un serial amuzant. All in all, cred că este serialul preferat al multora, iar de-a lungul acestor 10 ani a reușit să strângă și el o bază foarte, foarte mare de fani. Felul cum ajung să se lege lucrurile în final, background-ul story-ului, dar și aventurile și ciudățenile personajelor din serial îl fac să fie unul destul de wow. Modul cum creatorul a reușit să creeze un serial pentru copii pe Disney, dar în același timp să se adreseze unui public de toate vârstele, este ceva ce nu am mai văzut decât poate în desenele anilor 90 și 2000. Ca să fac așa o caracterizare al acestui serial, vă pot spune doar atât. Gravity Falls e un serial animat smart din toate punctele de vedere, începând cu personajele, întâmplările și terminând cu codurile secrete și cu concluzia aceea care mi se pare una dintre cele mai bune și epice concluzii pe care le-am văzut la un serial din ăsta animat. Nu prea sunt seriale animate care să-ți pună minte la treabă, iar din acest motiv Gravity Falls, cel puțin pentru mine, a fost unul dintre serialele care chiar au reușit să mă surprindă într-un mod plăcut. Locul 3, Over the Garden Wall. Over the Garden Wall are un loc special pentru mine și din acest motiv l-am urcat pe locul 3, deși m-am gândit puțin ce să aleg între acesta și Gravity Falls. L-am pus pe Over the Garden mai sus pentru că pur și simplu nu-l pot considera neapărat un serial animat, ci a spune despre el că e mai mult o operă de artă a animației. Nu cred că acest serial se adresează copiilor pentru că are o mulțime de elemente, nu știu, dacă vreți, mai greu de digerat pentru un copil. Atât designul personajelor cât și atmosfera generală din serial, dar și plotul său este unul destul de dark. E încărcat de o simbolistică aparte, iar toată povestea s-a te învață o lecție destul de importantă despre viață, dar pentru a înțelege această lecție ar trebui să fii mai matur. Destul de greu să cred că dacă ești un copil poți înțelege toate lecțiile din Over the Garden Wall, pentru că dacă ai 6 ani nu rămâi cu mare lucru din serial, dar dacă ești un adult, sigur te va marca. Nu știu, când vine vorba de acest serial, trebuie să te gândești dincolo de poveste și dincolo de ceea ce fac personajele, adică să ai un mindset chiar Over the Garden Wall, adică să privești în perspectivă toată povestea și să-ți pui întrebări. Și asta e că serialul strânește așa, nu știu cum să vă zic, dorința de a înțelege mai profunzime ceea ce se întâmplă acolo și asta îl face, v-am zis, o adevărată capodoperă în sensul care putem considera că el chiar este o astfel de capodoperă. Nu aș spune chiar în categoria desenelor pe Over the Garden Wall, cu toate că, da, este un desen animat până la urmă, dar el este puțin mai mult decât un simplu desen animat, pentru că v-am zis, de data aceasta este adresat în special adulților, după părerea mea, dar poate fi urmărit și de copii și nu știu ce vor înțelege ei din acest desen animat. Dar judecând după faptul că a apărut și pe Cartoon Network, na, producătorii l-au destinat cumva copiilor, dar se adresează mai mult adulților. Și asta cumva îl face mai special așa, pentru că veți vedea desenul de pe primul loc este adresat clar adulților, dar acesta este, asta îl face mai special, că este pentru copii, dar este adresat adulților. Și na, de asta mi-a plăcut și foarte mult și se află pe acest loc 3 în clasamentul nostru al desenelor decenului. Locul 2, Adventure Time. Adventure Time este pe locul 2 în topul nostru pentru că în cele 289 de episoade ale sale prezintă o mulțime de lucruri. Serialul fiind, dacă vreți, caracteristic anilor 2010. Adventure Time a influențat mult animația anilor 2010 și dacă am putea spune așa, reprezintă exact nou tip de animație care a fost caracteristic anilor 2010. Adventure Time trece prin multe lucruri, de la episoade ciudate, la episoade din care înveți lucruri, până la adevărate povești construite de-a lungul timpului. Dacă vreți, acest serial are de toate, ele reprezentând un milestone în lumea asta animațiilor. Nu cred că există un serial mai apreciat, dar și urât în același timp,
ca Adventure Time. El și-a creat o bază de fani, cei mai mulți dintre ei care au și crescut cu serialul, dar și de hateri în același timp, care au crescut cu desenele anilor 2000 și pentru care Adventure Time a reprezentat o schimbare ireversibilă și un adio a tot ceea ce au însemnat desenele vechi. Adventure Time este așadar un desen care nu este trecut cu vederea, iar dacă te gândești la animația anilor 2010, mereu vei găsi Adventure Time în orice top și în orice menționări. Mai mult decât atât, Adventure Time a fost și desenul care cumva a reunit o bună parte din creatorii care mai târziu s-au orientat către alte proiecte la fel cu mare succes, și acest lucru a însemnat foarte mult pentru că mulți dintre creatorii care au ajuns acum să fie foarte cunoscuți sau care au făcut alte seriale au pornit de la Adventure Time, adică au colaborat la Adventure Time și de aici practic și-au dezvoltat propriul lor stil. Deci din acest punct de vedere al animațiilor care au urmat mai târziu după ce a apărut Adventure Time, cred că acest serial a însemnat cumva începutul unui alt tip de animații, unei generații noi de creatori, și cred că fără Adventure Time nu am fi avut serialele și desenele, mă rog, serialele care au apărut în anii 2010 și care, la fel ca Adventure Time, a fost de un foarte mare succes. Înainte de a ajunge la primul loc pe care deja cred că îl bănuiți, dacă nu ați dat skip la final, aș vrea să mai fac și o mențiune. Ultimul sezon din Samurai Jack, deși da, a apărut la mai bine de 10 ani de la sezonul 4, acest sezon din Samurai Jack a fost concluzia serialului și vă pot spune că el a reprezentat din nou una dintre cele mai bine realizate concluzii. Da, Samurai Jack nu a fost un serial al anilor 2010, dar această concluzie, după părerea mea, a fost chiar peste serialul în sine și cred că a creat fani noi seriei Samurai Jack. În același timp, mi se pare chiar mișto faptul că creatorul seriei s-a întors pentru a readuce seria și a o încheia. Nu mulți ar face asta și simt așa că acesta a fost și el un moment important al animației anilor 2010, pe care ar trebui să-l menționez aici. Locul 1, Rick și Morty, sau Rick and Morty. Început în anul 2013, Rick and Morty a fost de la început un serial smart adresat adulților cu o mulțime de întâmplări și situații care a atras foarte mulți fani. Pentru mulți, Rick și Morty este una dintre cele mai bune seriale realizate vreodată și nu doar din anii 2010. Serialul ăsta are un amuzament aparte, te pune pe gânduri și care e enjoyable de urmărit. Încă din primele episoade îți dai seama că e foarte bine scris, iar animația este una creativă. Îți dai seama că acest serial merită urmărit, lucru care nu se întâmplă de obicei cu serialele, mai ales la început. Rick and Morty reușește să fie un adevărat gem al animației, așa, de aceea dacă nu ați văzut Rick și Morty, vă recomand să-l urmăriți și să vă faceți o părere despre el. Acesta e și unul dintre serialele despre care nu am auzit nicio părere negativă în ceea ce privește calitatea sa de la apropiați și din ce văd și din partea voastră, adică mereu îl recomandați. Rick and Morty este și un serial apreciat pentru că reușește să aducă puțin și din viața reală în el, adică include și unele elemente cu care avem de-a face în viața de zi cu zi. Și o face într-un mod care să nu deranjeze și într-un mod smart. All in all, serialul este foarte bine scris și chiar a reușit să creeze și o vorbă de Rick and Morty fans, adică persoane care cred că știu mai multe decât știu de fapt, lucru care este influențat de acest serial. E, tocmai chestia asta îl face destul de unic, pentru că nu sunt multe serialele care chiar să te facă să-ți pui întrebări și să te facă să te simți mai deștept decât ești de fapt. Cam acesta este topul meu al serialelor anilor 2010. Sper că v-a plăcut acest top, am muncit ora asta mai mult să-l fac și cred că se vede și după cât de mare a ieșit clipul ăsta, dar am încercat cumva să cuprind esența serialelor animate mai apreciate și ăsta care mi-a plăcut și mie foarte mult. Și cred că anii, ca o concluzie așa, cred că anii 2010 au fost totuși niște ani destul de buni în ceea ce privește animația. Cu toate că lucrurile s-au schimbat față de anii 90 și anii 2000. Voi ce spuneți despre acest top? Aveți și voi un top personal? Puteți să-l băgați mai jos. Also, dacă am omis ceva, puteți să sau un comentariu mai jos despre un desen pe care l-ați apreciat mult în ultimii 10 ani și vom mai vorbi. Salut, Sorin, pune-mă și pe mine la final, că aștept să mă pui de o lună. Harley Quinn e cea mai tare. Normal după tine. Ai rămas fără curent? S-au ars becurile? Spinel vrea să se răzbune pe diamantul roz pentru că a uitat-o.